Miercuri 27 aprilie, echipa de handbal feminin HCM Roman s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României, după ce a învins în optimi în deplasare pe Danubius Galați. Handbalistele romașcane, antrenate de Florentin Pera, au avut un meci fără probleme în compania câștigătoarei Seriei A a eșalonului secund în acest sezon, învingând cu scorul de 33-16, după ce la pauză scorul era 19-5. Ieri am jucat în Cupa României la Galați în deplasare, am reușit o victorie de o manieră categorică, așa cum era și de așteptat. Am pornit cu prima șansă în această partidă, drept pentru care felicit jucătoarele, felicit conducerea tehnică, s-au conectat la această partidă, la miza partidei și sperăm ca la tragerea la sorți să avem și puțin noroc, astfel încât să ajungem în Final Four-ul Cupei României. Rezultatul bun în Cupa României poate trimite echipa HCM Roman din nou în cupele europene. Ne dorim foarte mult ca prin aceste partide din Cupa României să obținem o nouă calificare în cupele europene. Practic este ultimul bilet pentru această competiție, drept pentru care cu toții trebuie să ne mobilizăm și să ne atingem acest obiectiv. Tragerea la sorți pentru turul următor va avea loc pe data de 4 mai și va fi una fără cap de serie. Sferturile de finală ale Cupei României urmează să se desfășura într-o singură manșă pe 11 mai, iar turneul Final Four pe 19 și 20 mai.